Bună seara, doamnelor și domnilor! Maia Sandu, președinte ales al Republicii Moldova, cu un vot categoric în favoarea sa, cu 15% peste Igor Dodon, a pledat astăzi insistent pentru unitate și reformarea clasei politice. În timp ce Igor Dodon acuză fraude electorale și contestă, anunță că va contesta rezultatul în justiție. Deși Maia Sandu a fost felicitată astăzi de mai toți liderii din întreaga lume, de mulți lideri din întreaga lume, începând cu președintele României, apoi cu Uniunea Europeană, cu Statele Unite, chiar și Vladimir Putin a adresat felicitări. Vladimir Putin, care înainte de turul întâi îl susținuse public pe Igor Dodon. Acestea sunt informațiile cheie în a doua zi după votul pentru președinția Republicii Moldova și analizăm acum situația împreună cu invitații din studio. Igor Grosu este prim vicepreședintele PAS, după cum cunoașteți. Bună seara, mulțumesc pentru prezență. Igor Munteanu, vicepreședinte Platforma DA, de asemenea vă mulțumesc și bună seara. Bună seara. Ambii deputați în Parlamentul Republicii Moldova, acolo unde se pare că se mută bătălia în momentele următoare, dar vom vorbi imediat despre acest lucru, pentru că acum o să-l prezint și pe al treilea invitat prin Skype, este vorba de Dorin Chirtoacă, președintele Partidului Liberal. Bună seara, de asemenea, mulțumesc pentru prezență. Bună seara! Da, în primul rând, până să vedem ce se va întâmpla mai departe în Parlament, toată lumea se întreabă. Acolo vor fi ațintiți ochii după ce ne-am uitat la urnele de vot. V-aș întreba, v-aș solicita scurte explicații în opinia dumneavoastră despre minunea, miracolul, așa cum l-au numit mulți, victoria Maiei Sandu, și asta nu pentru că a câștigat, ci pentru că a câștigat la un scor categoric, pentru că, da, este prima femeie într-o țară foarte conservatoare de altfel până acum, și sunt mai multe coordonate care au atras atenția asupra acestei victorii. Care este explicația? Ce a cântărit mai mult în opinia dumneavoastră? Rezultatul, că spuneați că este prima doamnă președintă, cred că rezultatul vorbește de faptul că moldovenii au depășit acest stereotip, handicap, că doar bărbații pot ajunge președinți, și mare majoritate celor care au votat și tradițional sunt doamnele care merg la vot, asta ne arată statisticile. Doi, lumea are nevoie de o schimbare. Lumea are nevoie și a făcut lucrul ăsta prin votul propriu-zis. Lumea este în căutarea unui președinte care nu se dezbine, societatea nu se împartă în cei care vorbesc română, care vorbesc moldovenească, se uită spre vest, spre est, dar vor o societate normală în care instituțiile se apere, în care legea să fie lege, în care hoții să stea la pușcărie și conducătorii să fie cât mai aproape de oameni, cât mai aproape de cetățeni. Cred că asta și-au dorit cetățenii noștri. Așa au votat și acest rezultat au obținut, și asta mă refer la toți moldovenii, indiferent unde se află, și cei din țară și cei de peste hotare. Ați văzut că și în țară și peste hotare am avut un rezultat bun. Și, desigur, asta s-a datorat, nu ultimul rând, și partenerilor, partidilor de dreapta, la centru-dreapta, cei care s-au poziționat foarte clar și au îndemnat alegătorii să meargă la vot, da, mulțumesc, să voteze un alt candidat. Munteanu? Vă mulțumesc pentru această invitație. Aș vrea să spun că, probabil, principalul merit al acestei victorii meritate este legată de chiar stilul cerebral al campaniei electorale, deci nu doar rațional, ci cerebral. A fost o campanie, din punctul meu de vedere, calculată, fără erori regretabile, care a punctat și a acumulat scoruri importante exact în mediile care erau inițial ostile. A fost țintită, candidat. O campanie țintită. A fost o campanie țintită, interesantă din mai multe puncte de vedere, dar factorii care au adus la această victorie, pentru care noi o felicităm pe Maia Sandu și, evident, echipa partidului PAS, este, în primul rând, că a trezit
electoratul diaspora noastră, deci 250.000 de voturi în diaspora, în străinătate, este un record absolut și aceasta, atâta lume care a venit la alegeri, înseamnă că au crezut într-o idee mai mare decât interesele familiilor lor. Al doilea lucru care se impune este că a reușit să depășească controlul politic al actualului primar a PSRM-ului în Chișinău. Deci majoritatea sectoarelor din Chișinău au acceptat un alt candidat, au câștigat acest scor foarte pozitiv pentru Maia Sandu, în ciuda faptului că cu câteva luni înainte, anul trecut, evident, în alegerile locale au preferat un candidat de PSRM-ului. Al treilea lucru, am văzut că se tot spune că Rusia nu a fost prea angajată în campania electorală. Din punctul meu de vedere, Rusia a fost foarte angajată în această campanie prezidențială, cu elemente care s-au văzut și altele care nu s-au văzut, cu finanțarea. Au fost declarații la vedere, a văzut, vorbeam mai și mai devreme. Sigur. Vladimir Putin a spus explicit înainte de ținutul. Kremlinul a spus clar care este preferatul lor. Da, Igor Dodon. Dar în afară de asta sunt lucruri care sunt mai puțin văzute pentru că nu s-au făcut audituri a adevăratelor costuri din campanie. Ne mai vorbim de faptul că alegătorii din Transnistria au fost prelucrați foarte bine pentru ca să voteze exact pentru acest candidat. Nu a ajutat pentru că această antagonizare a electoratului pro-european a fost atât de puternică încât, fără îndoială, nu mai avea nicio șansă Igor Dodon cu toate armatele sale. Dar acum, chiar dacă s-a dublat votul în Transnistria, una e să se dubleze 15.000, s-au făcut 30.000 și alta e, sau mă rog, 31, dar erau 15.000 înainte de primul tur. Adică dublarea de la 15.000 la 30.000 e incomparabil mai mică decât de la 150.000 la 250.000. Vreau să accentuez probabil un lucru important. Probabil cel mai mare de serviciu și l-a făcut în această campanie exact Igor Dodon. Pentru că a chiar vreau la să vă întreb dacă nu cumva și contraperformanța lui a contat. Manipulare și dezinformarea la care a chiesat Igor Dodon, felul în care s-a comportat în ultimele două săptămâni de zile, deci a creat o mânie quasi generală pe toate mediile de socializare și în comunitățile care s-au trezit din această adormire, electoratul de centru-dreapta și oameni chiar neutri ideologic au ieșit la bătaie și au susținut un candidat care a promis speranță, justiție și a promis multe lucruri în deficit. Să vedem cum explică și domnul Chirtoacă victoria Maiei Sandu și apoi trecem la negocieri, nu? Trecem la negocieri aici, în direct, pentru viitoarea guvernare. Da, domnul Chirtoacă, vă ascultăm. Bună seara! Din nou. Bună seara, bun găsit! Înainte de toate, aș vrea să transmit un mesaj de felicitare colegilor din studio și domnului Munteanu și domnului Grosu, în calitate de colegi de bloc acum, așa cum au fost, și sper să se mențină o relație bună acum între PAS și Platforma, da? Domnului Grosu, de asemenea, felicitări aparte și dânsul știe despre ce este vorba. Umăr la umăr am fost în toate aceste luni, din ianuarie încoace, pentru a putea clădi această victorie. Și asta am făcut-o și cu toți ceilalți colegi de pe dreapta care au respectat înțelegerea pe care am făcut-o atunci, să nu ne atacăm și să ne susținem reciproc pentru a putea crea această atmosferă pozitivă pentru cetățeni, ca să aibă din nou încredere în cineva. Minunea nu a apărut din senin. Minunea a fost construită, minunea a fost clădită în toate aceste luni, anume prin lucrurile pe care le-am spus mai devreme. Și sunt sigur că o să fiu susținut în aceste afirmații, dacă deja nu le-a spus cumva în spațiu public domnul Grosu, cel puțin. Asta este unu. Doi, noi am redevenit prin aceste alegeri civilizați, am redevenit europeni. Cetățenii ne-au stabilit tuturor întregii clase politice careul. Au stabilit care sunt liniile roșii. Cetățenii au spus clar, ca Plahotniuc nu, ca Dodon nu, acum voi între voi vedeți cum faceți, astfel încât să creați o impresie bună, să faceți lucruri corecte, să faceți lucruri pozitive, în așa fel încât să avem
unde să rămânem cei care sunt în Moldova și unde să ne întoarcem aceia care sunt în diaspora. Oamenii vor ca această bucată de pământ să pășească pe calea dezvoltării durabile a civilizației europene. Ăsta a fost semnalul, domnul Chirtoacă. Așa e, ăsta a fost semnalul dat de oameni. Important e ce se va întâmpla dacă în Parlament se va ține cont de acest semnal și aici intrăm deja pe terenul foarte mișcător al negocierilor care se anunță. Păi, asta este punctul 3 la care vreau să mă refer și cu asta închei, și anume că următorul chestiunea cu președintele a fost primul pas, cum a spus-o și doamna Sandu. Respectiv, următorii pași țin de Parlament, Guvern, anticipate, reașezarea a tot ce înseamnă politicul moldovenesc în albia sa firească. Și aici va trebui să menținem unitatea dreptei, să fim uniți în continuare, pentru că oamenii au încredere în noi, anume în această formulă unită. Da, Igor Dodon, ați văzut, dincolo de faptul că a anunțat că nu își recunoaște înfrângerea și că va contesta în instanță rezultatul, a spus că încearcă să asigure continuitatea guvernării și să inițieze consultări cu PSRM, cu toate partidele PSRM care susține, toate partidele din Parlament, pentru a avea baza aceasta necesară continuității. Pe de altă parte, și Maia Sandu a anunțat negocieri. Ce urmărește, domnule Grosu? Eu vreau să spun că domnul Dodon acum, după ce aproape 1 milion de oameni i-au spus la revedere, noi ne-am săturat de, nu mai avem nevoie de serviciile dumneavoastră, el cumva încearcă să repoziționeze, da, să încearcă să devină util, da. Bună, l-ajută și socialiștii, pentru că înțeleg că s-a făcut deja oferta de a prelua conducerea partidului, cel puțin așa a apărut informația. S-ar putea acolo să fie și alte opinii, dar mă rog, e treaba voia boierilor, ce fac ei, dacă ei consideră că această persoană poate să-i propulseze, îi privește. El încearcă să poziționeze, repoziționeze. Noi spunem foarte clar că dânsul nu este legitim, chiar dacă mai are mandatul până pe 23, el spune decembrie, da, el spune. El nu are mandat din partea cetățenilor să facă lucrul ăsta. Noi am auzit despre tot felul de încercări de a reveni cumva într-o formă executivă și așa mai departe. Mesajul nostru e foarte clar. Toate aceste mișcări disperate, el are doldura de planuri, joacă șah, cică și așa mai departe, nu fac decât să crească tensiunea în societate. Sau un lucru de ce are nevoie cel mai mult acum societatea noastră este să încercăm și să reușim să calmăm spiritele. Pentru că ceea ce a reușit el, din păcate, este să divizeze societatea. Doamna președintă a spus foarte clar, ea va fi președintele tuturor cetățenilor și celor care au votat-o și celor care nu au Parlamentul, votat-o. Care este, nu este favorabil în momentul de față. Va coabita în limitele legislației, dar va face uz de toate împuternicirile și atribuțiile pe care le are președintele. Sigur că acest Parlament, așa cum a spus și colegul domnul Chirtoacă, acest Parlament este compromis, pentru că unii deputați, o bună parte din deputați au ajuns să se tranzacționeze de vreo 3 ori într-un singur an, da? Și anticipatele sunt inclusiv o opțiune care are cetățenii. Am reușit împreună cu toți cetățenii și cu partenerii noștri să eliberăm președinția, deci da, Parlamentul este următoarea instituție. Da, da, da. Dar de ce obstacole stau în calea unei coabitări cu PSRM-ul, de exemplu? PSRM-ul, cred că trebuie să, mă rog, nu dăm sfaturi, dar trebuie să treacă pentru o perioadă așa de contemplare, să zic așa, foarte finuț, interioară, să se lepe de retorica asta agresivă, pentru că campania, hai, s-a terminat vineri, dar, cum a spus și colegul, atâta mizerie și atâta dezinformare a fost turnată în urechile și mințile oamenilor. Mi-amintea de perioada Plahotniuc, când noi sau candidatul nostru era vinovat de toate relele, că plouă, că nu plouă, că e soare și așa mai departe. Și încă un lucru, ne-a arătat această campanie cât de vulnerabile sunt instituțiile noastre. CECU, care trebuia
De multe ori se ia o atitudine foarte fermă într-o anumită situație sau alta. Consiliul Audiovizualului, da. Ministerul de Interne. Deci, eu încerc să văd, să anticipez puțin ce se va întâmpla în Parlament sau ce se va întâmpla, ce va ieși din aceste consultări pe care le-a anunțat chiar Maia Sandu. Lăsăm pe Dodon deocamdată la o parte, am înțeles ce urmărește, pentru că a și spus clar că asta urmărește, să continue actuala guvernare. Dar încerc să văd ce se va întâmpla acolo. Domnul Munteanu. Domnul Igor Dodon a fost un președinte nefrecventabil timp de 4 ani de zile. Deci permanent a fost dosit fie sub plapumă, fie sub după ușă, pentru că alții au jucat în locul lui, iar atunci când a încercat să preia jocul în mâinile proprii, a ieșit prost. Pentru că a avut foarte multe aturi în această campanie prezidențială pe care le-a irosit și practic a jucat pe contrasens. Respectiv, în aceste momente el nu poate să coaguleze niciun fel de formulă, garnitură guvernamentală care să fie credibilă. Nu știu care va fi soluția PSRM-ului. Vor dori să intre într-un cont de umbră, într-o introspecție, sau vor dori să joace? Asta vom vedea chiar săptămâna asta. Pare să dorească să joace, dacă ne luăm după ce spune Igor Dodon. Dar nu știu care sunt formulele, cu siguranță, însă vreau să accentuez două lucruri. Sigur, alegerile parlamentare anticipate sunt necesare pentru o anumită curățire a spațiului politic. Nu le-am anulat necesitatea lor, dar ele vor fi peste cel puțin jumătate de an înainte. Până atunci trebuie ca să existe o guvernare. Trebuie să existe un guvern credibil, nu Chicu și nu toți ceilalți care au făcut curtea lui Igor Dodon. Respectiv, necesitatea de a stabili foarte clar niște reguli de joc este urgentă. Respectiv, primul lucru pe care ar trebui să-l facă colegii noștri este să primească validarea rezultatelor din partea Curții Constituționale, să intre în această instituție și să o domesticească, să o facă să lucreze în interesul public și să stabilească niște reguli de comunicare și de, eu știu, de conduită politică, care după asta să influențeze și alte instituții. Dar cu siguranță guvernul nu poate să rămână așa cum este. Structura Parlamentului este defunctă și ea trebuie să fie regândită chiar până la alegeri anticipate. Și toate, eu știu, constelațiile, echipele care pot să servească la un proiect politic de stabilizare democratică a Republicii Moldova, trebuie să înceapă lucru cât mai degrabă posibil. Am văzut data de 24 decembrie pe care și-a stabilit-o singur, cu de la sine putere Igor Dodon. Dar care va fi data foarte plauzibilă de transferul de putere? Din momentul în care Comisia Electorală Centrală transmite rezultatele finale pentru validare. Asta înseamnă câte zile? O săptămână de zile. Dacă Curtea Constituțională imediat pornește la treabă, până la sfârșitul lunii noiembrie ar putea fi validate aceste alegeri, fără niciun fel de 24 decembrie. Astea sunt absolut niște invenții. Da, și deci ar putea fi instalată Maia Sandu, sigur, investită cu în funcție chiar la începutul decembrie? Cu cât mai degrabă, cu atât mai bine. Noi îndemnăm... De 1 decembrie chiar? Noi îndemnăm pe... Deja a fost o președinte și echipa lui să asigure o tranziție cât mai repede. Noi nu avem calmă, da. Nu avem luxul să mai pierdem vreo 45 de zile sau cât acolo până să consumăm. Domnul Munteanu, și mesajul l-a dat, mă rog, într-o cheie pe care urmează să o descifrăm, acest mesaj l-a dat și Igor Dodon. Adică apel la calm. Ați văzut cât de câte ori a zis. Eu vor să se ardă urmele hoțiilor, nu este clar? Deci s-a încheiat o partidă, a zis Igor Dodon, iar cea care urmează va fi și mai interesantă. Deci asta sună acea avertisment. Eu vă îndemn la calm și liniște, deci cum spuneam, dar categoric nu ne dăm la provocări. Eu o să vă spun dacă este nevoie. Dacă dânsul încearcă să șantajeze... Dacă e nevoie de provocări sau ce? Dacă dânsul vrea să șantajeze componenta democratică, nu o să-i meargă, pentru că până și planurile lui se vor ciocni de rezistența cetățenilor. Dar nu trebuie să ajungem până acolo. Curtea Constituțională trebuie să valideze cât mai curând aceste rezultate și președintele trebuie să înceapă a funcționa în regimul constituțional existent. Domnul Cheptoacă. Da. Da, vă rog, ați vrut să interveniți. Da, este evident că Dodon trage de timp și vrea să șteargă urmele și acelor hoții pe care le-a făcut în ultimul an, un an și jumătate, de când nu Palahotniuc este acela care conduce cu rețeaua
cu grupul criminal organizat aflat la putere. Și are nevoie de zile, așa numărate cum sunt, pentru a-și face ordine în dosare, în hârtii, să pună lucrurile la cale. După care va, cine știe, va încerca, va forța poate chestiunea cu primul ministru, cu altceva. Important este ca oamenii să-i vadă. Oamenii cum au văzut cine este Dodon, cine este Plahotniuc, așa trebuie să vadă cine sunt actualii deputați. Cine sunt actualii miniștri? Chestiunea cu prim-ministru, spuneți dumneavoastră, adică cu el prim-ministru, cu Dodon, Igor Dodon, prim-ministru, propus de socialiști? Da, evident, de vreme ce socialiștii i-au propus, s-a autopropus el, este evident, ca la Partidul Comunist Sovietic, să fie din nou președinte al Partidului Socialiștilor, asta înseamnă automat să-l propună la o funcție executivă, dar probabil are probleme cu majoritatea în Parlament. Da, e bătălie mare pe zona asta de a ajunge premier. Am văzut informații de presă cum că, mă rog, din rândul partidului nostru, formațiunea partidului nostru, cum că și Renato Usată și-ar dori această funcție. Deci aveți o misiune dificilă, să se înghesuie lumea să fie premier. Cert este că șobolanii, înainte să părăsească corabia, vor încerca o regrupare, ținând cont de acele 700.000 de voturi care le-a luat Dodon acum în turul al doilea și de faptul că au scaune călduțe în Parlament. Dar noi trebuie să-i demascăm în continuare. Uitați, aici am o matrioșcă, nu? Așa cum au înțeles oamenii că dacă ăsta e Voronin, din Voronin a ieșit Plahotniuc, din Plahotniuc a ieșit Dodon, din Dodon a ieșit un ou, așa a fost această matrioșcă. Iar din ou avem un șoricel. Iată, așa trebuie să înțeleagă oamenii situația și cu ceilalți care îi mai avem în politică. Și atunci lucrurile se vor așeza treptat la locul lor. Asta e, da, o reprezentare foarte plastică a situației, așa cum o vede domnul Chirtoacă. Și mai am matrioște, că sunt mai mulți actori, dar pe rând, nu toți odată. Da, domnul Grosu, ce... Da, când își face echipa de consilier Maia Sandu? Adică, bine, despre echipa de consilier o să întrebați pe doamna președintă. La planuri de premier, ceva sunt acolo, s-au discutat? Un lucru pot să repet, ceea ce a spus doamna președintă este că va accepta doar un candidat la funcție de prim-ministru care nu are probleme de integritate, care este profesionist și va fi susținut, pentru că, atenție, avem noi cumva în febra electorală am uitat despre ceea ce avem pe ordinea de zi. Nu uităm de pandemie, problema crește, da? Și sistemul medical are nevoie de ajutor imediat. Să nu uităm de criza economică, să nu uităm de fermierii noștri care încă nu au reușit să pregătească pentru următorul ciclu agricol. Trebuie să deblocăm relațiile noastre cu vecinii, relațiile internaționale, deci trebuie să atragem resurse din exterior pentru a ajuta acum, urgent, domeniul sănătății, mediul economic și așa mai departe. Deci noi avem nevoie de o persoană credibilă, cu suport și politic, dar și cu o trecere în exterior, sau Igor Dodon, da, scuzați-mă, altfel izolat, și Igor Dodon a anunțat această bătălie cu pandemia, adică vrea să bată și el cu pandemia, a spus astăzi în declarații, dar nu înțeleg că asta e principalul problemă, nu mai e credibil. Și nu prea, și l-am văzut bătut. Pandemia l-a bătut pe el. Și el n-a reușit nimic, nicio performanță, de ce nu are nicio șansă să ajungă în această funcție. Agenda e prea complicată. Deși el s-a declarat convins că poate să creeze o majoritate parlamentară care să susțină acest guvern Chicu. Bine, el încearcă să vândă gogoș, încearcă să poziționeze mare și tare. Vedeți, cu greu iese din, sau accept situația, deși, cum am spus și dumneavoastră în debutul emisiunii, țările vecine, partenerii occidentali, chiar și
partenerul de la Kremlin. Dar chiar aș dori să comentați această informație. Mie mi s-a părut interesantă faptul că Putin, de exemplu, Vladimir Putin, Kremlinul putea să abțină. Știți de ce? În comparație cu alegerile din Statele Unite, unde nici până acum n-a recunoscut victoria lui Joe Biden, ar fi putut să nu recunoască, nu, de Vladimir Putin. Există o lehamete semnal. Este o lehamete completă la Moscova. Multă lume vrea să uite de acest nume care nu a livrat nimic din rezultatele pe care le-a promis, inclusiv acel faimos sprijin financiar care trebuia să vină de mai multe ori la începutul anului, la sfârșitul anului. Nu a venit pentru că nu au existat condiții pe care să le asigure guvernul PSRM-ului aflat la guvernare. Respectiv, și cei de la Moscova înțeleg că trebuie să schimbe relațiile. Dar cam târziu, pentru că totuși în turul întâi s-au pronunțat în favoarea lui Igor Dodon, că putea să lipsească declarația de susținere a lui Vladimir Putin. Probabil că cineva care cunoaște foarte bine viața politică la Moscova o să vă explice într-o anumită emisiune de ce au făcut acest lucru, pentru că au fost strânși la perete. Nu au avut candidați. Mai credibil decât liderul PSRM-ului, care acum spune că deja este liderul formal al PSRM-ului. Dar cu siguranță ceea ce trebuie să înțelegem este că Igor Dodon vinde zăpadă eschimoșilor acum, pentru că nu se bucură de nicio fel de credibilitate să formeze un nou guvern. El își cunoaște acest lucru. Vrea totuși să forțeze o decizie politică în Parlament cu resursele politice pe care le mai deține în acest moment Partidul Socialist. Rușii vor căuta un înlocuitor pentru Dodon, dacă toți suntem în zona aceasta? Obligatoriu. Pentru că întrebarea este, își va permite Rusia să, nu știu, să ignore realitatea din Republica Moldova, să ignore, eu știu, ceea ce până acum urmărea cu tenacitate și consecvență influența asupra acestei zone? În general, Rusia ar trebui să recunoască și să accepte suveranitatea Republicii Moldova și să nu se amestece în afacerile interne, politice, dar cu siguranță niciodată nu o să-și înfrâneze ispita de a controla procesele politice din țările care o învecinează. Dar ce ar putea însemna victoria Maiei Sandu în relația cu Republica, cu Federația Rusă? Se va putea încheia un dialog normal vreodată între Republica Moldova și Federația Rusă? Dialog normal și nu unul bazat pe vasalitate. Noi tot timpul am fost pentru o relație corectă cu partenerii noștri din Federația Rusă, da, cu Federația Rusă. Și asta pornește de la interesele noastre de a apăra drepturile cetățenilor care sunt acolo, care au conexiuni mai strânse și economice și de altă natură cu Federația Rusă. Și partea rusă cred că s-a convins pe perioada așa, multiplele întrevederi și cu diplomații de aici, de la Chișinău, că noi suntem consecvenți. Noi respectăm angajamentele, am fost corecți tot timpul. Corect nu prea a fost Dodon, care a preluat obiceiul ăsta de la vechiul său partener, fostul său partener, dar poate încă nu-i fostul, da, Plahotniuc, și încearcă în maniera aceluia să ne ia prin surprindere cu tot felul de planuri B, C și așa mai departe. Cetățenii au obosit de, nu mai vor de surprize de astea, surprize. Cetățenii văd ceva predictibil. Nu mai vor matrioști de genul acela, nu? Da, să vadă, ceva predictibil. Aleg ceva și găsesc altceva. Vor să vadă niște politicieni care ceea ce promit fac. Sunt consecvenți și așa mai departe. Încercăm să aflăm cum se văd lucrurile acestea și de la Bruxelles. Prin telefon acum face plăcere să-l salut pe domnul Siegfried Mureșan, europarlamentarul român. Vă salut, bună seara! Bună seara, vă salut, bună seara tuturor colegilor care sunt în studio sau prin Skype și bună seara și telespectatorilor noștri. Care e perspectiva, reacția acolo după rezultatul votului de aici? Lucrurile sunt foarte simple. Uniunea Europeană a vrut întotdeauna să ajute cetățenii Republicii Moldova, iar pentru asta avem nevoie în Republica Moldova de oameni politici care să aibă putere de decizie, care să fie oameni care să-și respecte angajamentele. Cea mai importantă poziție politică în Republica Moldova este președintele și de aceea întotdeauna
Uniunea Europeană și-a dorit un președinte în Republica Moldova care să-și respecte angajamentele, care să respecte angajamentele asumate de Republica Moldova, un prim-ministru care să vină cu reforme, care să vină cu idei, cu proiecte concrete pentru oameni. Și nu a fost nici un secret că perioada în care guvernul Republicii Moldova a fost condus de Maia Sandu ca prim-ministru, de Andrei Năstase ca vicepremier, guvernul în care ministrii PAS, PPDA, au avut putere de decizie, a fost guvernul care a făcut cele mai multe progrese în relația cu Uniunea Europeană și a adus cele mai multe beneficii concrete pentru oameni. De aceea, Uniunea Europeană, în momentul de față, așteaptă cu nerăbdare să continue munca de la egal la egal între președintele Republicii Moldova, lideri europeni, muncă de pe urma cărora se reiasă cât mai multe suficient concrete pentru oameni. Ați vorbit deja, ați anticipat cumva răspunsul, dar sunt obligat să insist. Nu e suficientă legătura cu Maia Sandu, președinte al Republicii Moldova? Adică întrebarea este dacă va continua Uniunea Europeană să acorde sprijin Republicii Moldova, chiar și cu Maia Sandu președinte, în condițiile în care guvernul și parlamentul nu respectă reformele prevăzute de acordul de asociere cu Uniunea Europeană. E clar că un președinte atașat reformelor va putea produce mai multe rezultate, chiar cu un parlament mai lent, chiar cu un parlament ostil, decât un președinte care nu vrea reforme. Deci, chiar dacă doar președintele nu e suficient, nu se poate substitui și puterii legislative și puterii executive, sunt câteva lucruri foarte importante aici. În primul rând, votul popular masiv pentru Maia Sandu. Maia Sandu este astăzi omul politic cu cea mai mare legitimitate din Republica Moldova. Cuvântul domniei sale va conta în relația cu partenerii internaționali și va conta evident și în dezbaterea publică din Republica Moldova. Am văzut în ultimii ani un președinte care frânează reforme, un președinte care dorește instituții ale statului subordonate și am încredere că vom vedea cu Maia Sandu exact opusul, un președinte care va vrea reforme, va împinge pentru reforme, va cere reforme și va folosi prerogativele legale, constituționale pe care le are pentru agenda de reformă din Republica Moldova. Deci un președinte reformator categoric ajută, da. Este de mare folos. Am văzut un președinte izolat în ultimii ani. Asta nu este un comentariu, este o informație. Singurul drum pe care părea că îl știe este doar către Moscova. Rest nicăieri prin România, Ucraina, Bruxelles. N-ar fi nicio problemă că a călătorit mult la Moscova, dar am fi vrut să vedem și niște rezultate. Că vorbim de prețul la gaz, că vorbim de deschiderea pieței, adică de înlăturarea obstacolelor pentru agenții economici. N-ar fi nicio problemă, dar au fost mai mult plimbări. Da, bun, dincolo de asta, totuși, Igor Dodon a reușit un anumit lucru. A catapultat în spațiu public mai multe proiecte de care era interesată Moscova, inclusiv pe linia transnistreană. Aceste lucruri nu pot fi uitate. Respectiv, nou președinte trebuie să aibă ambiția de a juca strategic, de a anunța o strategie de ieșire din acest impas geopolitic și politic intern. Trebuie să fie un președinte a tuturor cetățenilor, trebuie să creeze unitate și solidaritate pe plan național. Da. Și cel mai important lucru, trebuie să traseze foarte clar liniile de bună conduită politică, astfel încât să servească ca un exemplu pentru clasa politică din Republica Moldova. Pe plan extern, Maia Sandu a pronunțat și înainte de vot și după vot care sunt aceste linii de prioritare de politică externă și domnul Mureșan a pomenit România, Ucraina, Uniunea Europeană ca fiind priorități de politică externă. Între timp, noi, dacă ați văzut în studio, am ascultat și opiniile invitaților noștri, deputații Grosu și Munteanu, pentru că spuneam, e foarte interesant ce se întâmplă în Parlament mai departe. Bun, revenind la politica externă, deci Uniunea Europeană este o prioritate pentru Maia Sandu și înțeleg că și Bruxelles consideră o prioritate acum, sau în ce fel califică relația cu Republica Moldova?
Ați văzut astăzi reacții pozitive, extrem de călduroase din partea tuturor liderilor europeni. Nu am mai văzut atâta atenție din partea liderilor Uniunii Europene de foarte mult timp legat de situația din Republica Moldova. Unul la mână, doi la mână. Ați văzut reacțiile presei internaționale. Toată presa internațională a înțeles exact ce s-a întâmplat în Republica Moldova. Un președinte reformator, un președinte pro-european, credibil, a câștigat alegerile cu sprijinul oamenilor, al cetățenilor care au votat în țară și al diasporei și cu sprijinul și al celorlalte formațiuni politice și al oamenilor politici care vor un viitor pro-european în Republica Moldova. Presa internațională a relatat pe live, lucrurile sunt foarte clare. Deschiderea pe care acest nou președinte, pe care doamna Maia Sandu o va avea la nivel european, va fi foarte mare. Are un capital de încredere mare pe baza rezultatelor din perioada în care a fost prim-ministru și acum va conta foarte mult să folosească acest capital de încredere pentru a obține cât mai multe beneficii concrete pentru oameni. Ați menționat Uniunea Europeană, Ucraina, România, ați văzut că președintele României a avut de asemenea reacție. A fost prima reacție. Prima reacție de felicitare a aparținut președintelui Iohannis. Exact. Președintele României și prim-ministrul Guvernului României, Ludovic Orban, au avut reacții pozitive. Președintele se pune problema unor vizite reciproce acum, vizite la Chișinău din partea înalților oficiali români și vizite la București din partea viitorului președinte. Deci sunt sigur că vom avea o intensificare a proiectelor concrete între România și Republica Moldova, care mai ales acum, în vreme de pandemie, când e nevoie de ajutor, sunt o veste foarte bună pentru cetățenii Republicii Moldova. Și vor fi instrumente de consolidare a autorității interne a noului președinte. Pentru că va avea de înfruntat, se vede o rezistență dură, după, spunem că se vede deja după declarațiile făcute astăzi de președintele încă în funcție. Bun, acum, sincer vă spun, nu cred că trebuie să mai irosim foarte mult timp până a interpreta declarațiile candidatului care a pierdut alegerile prezidențiale. Se va face un transfer de putere în perioada următoare. Lucrurile sunt foarte clare și Republica Moldova intră într-o nouă etapă. M-aș bucura ca o parte cât mai mare din Parlamentul Republicii Moldova, din deputați, să fie parte a acestui proces de înnoire, de dezvoltare al Republicii Moldova. Nu cred că ne mai ajută să ne uităm la cel care a pierdut alegerile. Mă interesează mult mai mult ce va face candidatul care a câștigat alegerile, viitorul președinte, și cum se reușește instituită în societate și în aparatul administrativ această agendă de reformă. Va fi greu, dar totul va fi mult mai ușor cu un președinte reformator decât cu fostul președinte izolat. Republica Moldova s-a încheiat o epocă, se trece la o nouă generație de președinte, la un nou fel de a face politică. Sunt sigur că această schimbare e una de pe termen lung și în Republica Moldova, de fapt, ieri, cetățenii, prin puterea lor, prin votul lor, au decis încheierea unei epoci. Mulțumesc pentru intervenție. Da, revenim. S-a încheiat o epocă, spune Sigrid Mureșan, dar sunt dator să întreb, suntem convinși de acest lucru? Adică au mai fost perioade în care am sperat în Republica Moldova că victoria dreptei va aduce mai bine pentru țară și lucrurile n-au stat chiar cum anticipam atunci, cum speram atunci. Ce garanții sunt acum că cu adevărat am ieșit dintr-un tunel și mergem către o epocă nouă? Eu îmi cer scuze, va trebui să ies în câteva minute. Vă rog, spuneți, răspundeți dumneavoastră la întrebare. Mulțumesc. Vreau să intervin. Da, mulțumesc. Dacă vreți să... Am înțeles că mai vrea să rămână pentru o întrebare, dar îi mulțumim domnului Chirtoacă. Deci, garanția suntem noi, garanția sunt oamenii, acesta aproape 1 milion de voturi de cetățeni în țară, în afara țării, ca lucrurile să devină altele, da? Ca parcursul să devină irreversibil. Noi 30 de ani am tot experimentat, clasa politică a experimentat și
pe formula care s-a mers, de fiecare dată s-a demonstrat că se ajunge în criză. Deci acum noi avem, nu știu, obligația, suntem, avem și presiunea asta în sensul bun a cuvântului din partea cetățenilor. Am eliberat instituția prezidențială, este o funcție pe 4 ani de zile. Doamna Sandu beneficiază de votul cetățenilor, da? Și din această poziție, din această instituție, va putea influența lucrurile și pe, atunci când vorbim de politica internă, atunci când vorbim de politica externă. Va fi vocea noastră în exterior, va fi vocea, va reprezenta diaspora acasă și în exterior și va trasa de fiecare dată, va spune de fiecare dată atunci când instituțiile nu-și fac treaba, când sunt promovați judecători care nu merită să ajungă judecători în instanțele noastre, va spune de fiecare dată dacă vine la promulgare o lege care vine în contradicții cu interesele țării. Asta e rolul președintelor și e un semnal pentru toată clasa politică. Facem altfel de politică. Terminăm cu epoca Dodon-Plahotniuc, da, când partener se trișa... pentru dumneavoastră prioritar, în afară de electoratul care v-a votat, dar vorbesc de partenerul concret în Parlament. Care ar fi acesta? Sunt partidele pro-europene, sunt partidele care au luat poziție de fiecare dată atunci când a trebuit să ne opunem inițiativelor, fie populiste, fie păguboase, pentru contrarea intereselor naționale. Sunt partenerii de la Platforma DA, sunt deputații din Partidul Democrat, care au primarilor, care ne-au ajutat enorm, pot să spun lucrul ăsta. Partidul Democrat, da, PDM-ul? Da, în campania aceasta, cel puțin în raioanele în care au fost responsabili, s-au implicat plenar, ne-au ajutat și inclusiv contribuții dumnealor am obținut acest scor electoral. Deci dar asta face diferența. Acum totul depinde, știți, de noi. Apropo de PDM, trimitea un coleg jurnalist o apreciere, observație interesantă. Am avut guvern PAS, PSRM, a urmat moțiune de cenzură și guvern PDM-PSRM. Urmează moțiune de cenzură și guvern PAS-PDM, genul combinări de 3 luate câte 2. Răspuns. Da. Da, PAS să urmeze de guvern PAS-PDM? Deci noi o să discutăm, deci haideți să lăsăm doamnei Sandu să intre în exercițiu și să înceapă aceste consultări. Este clar de la sine că partidele pro-europene, partidele de pe centru-dreapta trebuie să discute între ele. Parțial nu ne-a reușit lucrul ăsta înainte de campania electorală. Am în campania au mai fost sincope. De exemplu, PPD-a a cerut la un moment dat retragerea doamnei Maia Sandu. Bine, noi am tratat cu respect această solicitare, am păstrat dialog, loc de dialog și cred că suntem capabili să mergem mai departe și să dialogăm pentru că avem același electorat, aceleași angajamente până la urmă față de electoratul nostru. Domnul Tăm. Aș vrea să spun că ar fi o simplificare nepermisă dacă noi am considerat că odată fiind ales un nou președinte se rezolvă în mod miraculos toate problemele sociale-economice, toată izolarea, toată abisul sărăcii din spațiul rural și din orașele noastre, toată corupția. Evident că eu cred în puterea exemplului personal și a faptului că reformele sustenabile, durabile, se fac instituțional. Asta înseamnă că nou președinte va trebui să creeze spații de oameni care gândesc în aceeași direcție, își asumă meticulos aceleași sarcini, un fel de, în engleză, se numește like-mindedness, posibilitatea de a crea, într-un fel, conjuncții între partide chiar diferite, grupuri politice diferite, care văd că este beneficiul tuturor acestor grupuri să atingă acest rezultat într-o anumită perioadă. Există totuși limite până unde poate merge aceste conjuncții? Există diferențe. Există diferență și evident trebuie respectate. Adică pot merge până la o... Nu, întrebarea e chiar și mai întâi. Pot merge până la colaborări? Că domnul Grosu negau astfel. Pot merge și până la colaborări cu cei care au cu totul alte valori, de exemplu, care așa s-au manifestat până
acum, nu? De exemplu, cu socialiștii. Nu există anumite linii roșii pe care probabil nu un președinte nu le va călca, dar cu siguranță politica este arta posibilului și atunci evident că prin negocieri se va ajunge la lucruri care pot fi acceptate pentru demararea proceselor foarte întârziate din justiție sau din economie, lichidarea monopolurilor, lichidarea căpușilor din sistemul de achiziții publice și alte. Sunt lucruri simple, relativ simple, care pot fi urnite din loc dacă va exista compatibilitate ideologică și va exista înțelegerea faptului că toată lumea poate să devină beneficiară acestui proces de primenire instituțională a Republicii Moldova. Asta așteaptă Bruxelles, asta așteaptă cetățenii noștri pe intern și asta își dorește noul președinte să demonstreze că poate crea rezultate. Care ar fi cele mai importante teme de discuție cu România, cu Ucraina acum, priorități, câtă vreme relații, mai ales după o relație, după o relație inexistentă timp de 5 ani, a fost înghețată complet de câțiva ani? Bine, cu ambii parteneri. Deci noi, cred că ceea ce ne preocupă pe toate trei țări este pandemia și aici trebuie să, noi fiind o țară cu dimensiunile care le avem, avem nevoie de ajutorul vecinilor, în special a României. Când vorbim de echiparea spitalelor noastre, vorbim de posibilul vaccin care este, urmărim că sunt progrese în elaborare. Dacă vorbim de susținerea primăriilor noastre, deci iarăși la fel avem un precedent și o experiență foarte bună de colaborare cu primăriile din România. Apropo, aici permit să menționez repetat acel proiect care l-a lansat sau urmează să lanseze, l-a menționat un european, satul european. Deci e o modalitate de a susține primăriile noastre, de a susține primarii care a zădut și de data aceasta ispita atât de mare a fost sau disperarea probabil a fostului președinte că a reușit pe 400 să-i intimideze, da, să-i forțeze să vină cu... Deci modă veche de asta care e depășită, care nu face decât să afecteze autonomia locală. Deci sunt lucruri care le putem face împreună. Vorbind de colegii ucraineni, sigur, aici probleme de securitate, segmentul transnistrian, contracararea contrabandei, care este o sursă de alimentare a separatismului, probleme de care sunt afectate și Moldova și România. Și Ucraina în mod special. Și România, că sunt informații de presă, investigații care arată coridoare care trec și prin... De contrabandă, am înțeles. Da, sigur. România este cea care prima este afectată sau atacată de această filieră de contrabandă care e transnațională. Deci sunt lucruri care pot fi abordate, pot fi soluționate și în interesul și a Moldovei, și a Ucrainei, și a României. Doar voință să fie. Cu siguranță noul președinte se va confrunta cu un sabotaj. Pentru asta trebuie să găsească suficient timp pentru că să reflecte asupra felului în care va apare un nou guvern. Actualul guvern este incompatibil cu subiectele de deschidere spre comunitatea internațională, așa cum probabil le văd cei de la PAS și de la DA. Respectiv, trebuie să existe suficient spațiu de gândire temeinică pentru așezarea pieselor unui nou executiv în timpul care urmează. Sabotaj, care ar putea fi formele prin care să saboteze acțiunile? Nu uitați că suntem în apropierea iernii. Deci orice sistem critic din societate poate deveni un obiectiv pentru forțele politice care nu vor să plece, doresc să controleze în continuare prin intermediul haosului și prin intermediul schemelor de monopoluri care le-au adus venit până acum. Și vedem că orice schimbare radicală a situației din guvernare îi sperie și înseamnă câștiguri ratate, respectiv sabotajul. Este principala armă a celor care nu doresc să plece în acest moment, cei care și-au stabilit data de 24 decembrie, că așa le-i confortabil lor. Și pe lângă ei sunt și alte grupuri pe care vor pune amenințări de securitate națională. Exact acesta este domeniul președintelui care trebuie să fie validat și trebuie să intre în exercițiul mandatului cât mai curând.
Ar fi o dată simbolică, nu știu, 1 decembrie. Nu cred că ați luat în calcul până acum, dar nu știu dacă ați gândit. Ne-am gândit să vedem cât de repede o să miște Comisia Electorală Centrală. Nu știu. Vorbesc de data investirii. Da, ce mai are de verificat Comisia Electorală Centrală? Cam toate procesele verbale au venit. Înțeleg că contra oponentul a venit cu mai multe contestații. Instanțele se pronunțe și să se ajungă la Curtea Constituțională, astfel ca să nu lungim la nesfârșit. Nu excluse surprize, de genul celor pe care le-am mai avut, când instanța, știți foarte bine, cu primăria Chișinăului, a fost cu da, totul altă situație atunci. Eu cred că lecția a fost învățată, semnalul despre care vorbeam noi și vorbea colegul, acea, nu știu, sinergie care se creează în societate, noi vedem, parvin din mai toate instituțiile și zvonul acela care nu era până la urmă zvon și încercarea de a mobiliza lumea la Chișinău în noaptea alegerilor. A fost real. A fost real, dar lumea a reacționat firesc. Adecvat. Vorbiți despre marșul sau oamenii pe aduși? Un marș, un gen de marș, nu mai contează. Care a fost deci, până la urmă subțire, nu? Instituțiile față statului, de amploarea pe care vorbim, o dacă rezultatele ar fi fost mult mai apropiate, deci asta era realitate. Na. Dar noi, semnalele care le vedem și din MAI, și din procuratură, și din justiție, și din ministere, deci lumea așteaptă schimbarea, lumea, oamenii e pregătită de calitate. Să nu mai, da, și să nu mai accepte... Să nu mai accepte metoda telefonului, pentru că când ai o instituție care trebuie să acționeze într-un moment anume și ea stă suspendată și așteaptă un telefon sau se gândește, domnule, dacă am să acționez așa, am să fiu pedepsit sau nu da, am să fiu plus pedepsit. Plus că s-a văzut fă-ți că datorie. Au fost costuri atunci pentru ceea ce s-a întâmplat pe timpul lui Plahotniuc. Sigur. Au fost costuri sigur. Majore, s-a întrebat finanțarea din partea Uniunii Europene. Sigur, deci nu știu dacă mai... Asta sunt penalitățile, dar oamenii care au lucrau în sistem, deci ei trăiau o umilință permanentă, dincolo de faptul că anumite persoane primeau niște peșcheșuri, respectiv, această apariție a unei noi perspective de dezvoltare a Republicii Moldova creează posibilitatea ca oamenii să se simte în demnitate, să aibă grijă exact de cerințele lor profesionale și să alinieze la un nou trend pe partea de guvernare. De asta spuneam că este extrem de importantă această, putere creativă a exemplului personal. Dacă președintele va putea să insufle speranță și nu doar speranță, dar chiar să demonstreze că poate, acest lucru va regenera clasa politică și clasa administrativă de Republica Moldova. Da, pornește cu un capital de încredere și cu de la prezumția că poate. De văzut, de urmărit în continuare, eu vă mulțumesc, domnilor deputați, pentru prezența în emisiune, în studioul TVR Moldova. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor. O seară frumoasă în continuare, toate bune!